Leonardo plănuise totul. Urma să intre în istorie și să se căsătorească cu mama sa, Olivia. Dar nimeni nu știa secretul întunecat pe care l-ascundea, iar ceea ce s-a întâmplat în ziua nunții a fost pur și simplu de necrezut. Miguel și Olivia au fost prieteni din copilărie, locuind cu părinții lor într-un mic oraș minier. Ești atât de frumoasă și într-o zi mă voi căsători cu tine, i-a spus Miguel, în vârstă de 10 ani, Oliviei. El i-a promis, de asemenea, că într-o zi va construi o casă mare. Cum? A întrebat Olivia nevinovată. Nu știu, dar voi încerca, a răspuns Miguel. Apoi, a luat-o de mână și s-au jucat în grădina din apropiere. Așa a început povestea lor de dragoste. Când Miguel a împlinit 28 de ani, a cerut-o pe Olivia în căsătorie și au avut o nuntă grandioasă. În acel moment, Miguel, ca și tatăl său, lucra în industria minieră, iar tinerii căsătoriți s-au mutat în locuința oferită de companie. Era modestă, dar frumoasă. Munca în mine era grea și, spre deosebire de tatăl său, Miguel nu era atât de puternic fizic și se plângea adesea de dureri corporale. Totuși, acest lucru nu l-a împiedicat să muncească. Trebuia să-și întrețină familia. 5 ani mai târziu, în timp ce Miguel și colegii se erau la lucru, a avut loc o alunecare de teren. Puțini au supraviețuit dezastrului și, din fericire, Miguel a fost unul dintre ei. După incident, Olivia l-a sfătuit să renunțe la slujbă și să-și găsească altceva. Dar el nu a renunțat. În schimb, a cumpărat o bucată de pământ, cu intenția de a începe grădinăritul în viitor. Nu avea nicio idee că acest teren îl va duce în cele din urmă la împlinirea visurilor sale și va oferi familiei sale viața pe care și-a dorit-o dintotdeauna. 7 ani mai târziu, cuplul avea 2 copii, Sara și Leonardo. Acesta a fost băiatul care, într-o zi, își va conduce mama la altar dintr-un motiv șocant. Miguel a continuat să lucreze la compania minieră în timp ce Olivia avea grijă de copiii lor. Într-o seară, a avut loc o tragedie când Miguel a fost adus de urgență acasă după ce a fost rănit. Accidentul l-a țintuit la 4 săptămâni întregi, iar după ce și-a revenit, compania i-a cerut să-și ia câteva luni libere pentru a se odihni. Neliniștit acasă, Miguel și-a cumpărat o mașină de tuns iarba, s-a dus la terenul pe care îl cumpărase și a început să curețe câmpul. 3 zile mai târziu, în timp ce lucra, a observat ceva care l-a făcut să înghețe. Era o piatră mică, mai deschisă la culoare decât celelalte. Miguel a bănuit că era aur în pământ. A început să sape și în curând a găsit o mică pepită de aur. Cuprins de entuziasm, s-a grăbit acasă să-i spună Oliviei, iar ea s-a bucurat enorm. În lunile următoare, au mai găsit câteva pepite de aur în valoare de o avere. Acum, familia putea trăi confortabil, fără să mai fie nevoită să muncească vreodată. Miguel a construit în sfârșit casa mare pe care i-o promisese Oliviei când erau copii. Decenii mai târziu, Miguel a găsit o altă pepită de aur, de data aceasta de mărimea unei mingi de baseball. A ascuns-o și i-a spus doar soției sale despre locația ei. Într-o zi, în timp ce Miguel și Olivia vorbeau despre pepită, Leonardo le-a auzit conversația. În acea seară, și-a întrebat părinții unde au ascuns comoara, dar aceștia i-au spus că el și sora lui vor afla la momentul potrivit. Bine, am încredere în voi, a spus Leonardo. Dar, în schimb, a început în secret să caute aurul, deși eforturile sale au fost în zadar. Anii au trecut, iar Miguel și Olivia încă se bucurau unul de compania celuilalt, dragostea lor devenind din ce în ce mai puternică. Din păcate, când Miguel a împlinit 70 de ani, s-a îmbolnăvit. Vreau să ai mare grijă de copii. Nu cred că voi mai fi aici mult timp, i-a spus Miguel Oliviei la câteva luni după ce s-a îmbolnăvit. Tragic, în acea noapte, Miguel a murit în brațele soției sale. Copiii lor, acum mari, s-au întors acasă pentru a-i oferi tatălui lor o înmormântare corespunzătoare. 2 săptămâni mai târziu, rudele au plecat, cu excepția lui Leonardo. Cu Miguel plecat, Leonardo și-a întrebat mama despre locația pepitei de aur. Dar ea i-a spus că încă nu era momentul potrivit să dezvăluie secretul. În acea zi, Leonardo a fost furios, a țipat la mama sa și i-a trântit ușa în nas. Moartea lui Miguel a afectat-o profund pe Olivia. Nu putea dormi, pierdută în amintirile trecutului. Uneori chiar vorbea cu el ca și cum ar fi stat chiar lângă ea. A devenit deprimată și a început să piardă în greutate. În acest timp, Leonardo nu i-a acordat nicio atenție mamei sale bolnave. În schimb, își petrecea zilele cercetând casa și curtea în căutarea pepitei de aur. În curând,
Olivia a început să prezinte semne de demență. Se plimba prin casă, vorbind singură. De asemenea, a uitat numele lui Leonardo și, în diferite ocazii, a uitat că el este fiul ei. Leonardo se temea că mama lui va uita unde era ascunsă pepita de aur, dar de fiecare dată când o întreba, ea îi spunea: "Știu unde este, dar nu-ți pot spune încă." Leonardo nu a dus-o pe Olivia la spital. În schimb, a ținut-o acasă, sperând că în cele din urmă îi va dezvălui secretul. Apoi, într-o zi, s-a întâmplat ceva groaznic. Leonardo a auzit-o pe mama lui râzând și vorbind cu cineva. Dar, din ascunzătoarea lui, nu a putut vedea niciun telefon. Imediat ce ea a terminat, Leonardo a intrat în grabă în camera ei. A fost șocat să o vadă radiind de bucurie. "Tatăl tău se va întoarce în 3 zile." S-a dus la Paris să-mi ia rochia de mireasă. "În 3 zile, mămărit cu el," a exclamat Olivia entuziasmată. Părea atât de fericită. Leonardo nu a putut să o convingă că are halucinații. În schimb, a pus la cale un plan crud. În a treia zi, Leonardo s-a îmbrăcat ca tatăl său și s-a dus în camera Oliviei. În momentul în care ea l-a văzut, a sărit în picioare. "Oh, iubirea mea, te-ai întors. Ai luat rochia de mireasă?" a întrebat Olivia. "Bineînțeles, voi face orice pentru tine," a răspuns Leonardo. În acel moment, a îngenunchiat și și-a cerut mama în căsătorie, iar ea a strigat: "Da." După aceea, el i-a dăruit rochia de mireasă. În acea seară, Leonardo s-a grăbit la biserică pentru a aranja nunta cu preotul. I-a spus preotului că mama s-a vrut întotdeauna să aibă o a doua nuntă cu tatăl său la bătrânețe, dar acum că acesta nu mai era, Leonardo a vrut să îndeplinească dorința mamei sale. De asemenea, a explicat că mama s-a fusese supusă unui stres mental în ultima vreme și credea că nunta îi va vindeca mintea. Preotul a fost de acord și i-a mulțumit lui Leonardo pentru că a fost un fiu atât de altruist. Leonardo știa că mama sa va fi foarte fericită în ziua nunții, așa că a plănuit să o întrebe despre pepita de aur în timpul jurămintelor. În cele din urmă, ziua a sosit. Fața Oliviei era radiantă, strălucind ca razele din cer. Leonardo arăta și el magnific în smoingul său, dar expresia lui era ciudată, sălbatică și vanitoasă. Era atât de aproape de a-și îndeplini planurile și nimeni nu-i putea sta în cale. Totul mergea ca pe roate până când a venit momentul schimbului de verighete. Atunci Olivia i-a cerut lui Leonardo să o îmbrățișeze. Ea nu bănuia nimic. A fost doar o cerere nevinovată. Leonardo știa că ar părea suspect dacă ar refuza, așa că a fost de acord, sperând că ea nu îl va recunoaște. Cât de mult s-a înșelat! În momentul în care Leonardo a îmbrățișat-o, Olivia a țipat. L-a recunoscut imediat pe fiul ei. Șocul a făcut-o să-și amintească totul. Nu-i venea să creadă că fiul ei ar fi făcut atâta pentru pepita de aur. Devastată, a fugit din biserică. Leonardo era profund rușinat de acțiunile sale. A fugit și el și a fost ultima dată când cineva l-a văzut. Olivia, acum în toate mințile, a continuat să viziteze mormântul soțului ei. De asemenea, și-a rescris testamentul, lăsându-le pe Leonardo cu nimic. După cum s-a dovedit, cuplul plănuise să-i dea lui Leonardo 50% din averea lor, dar din cauza lăcomiei sale, acesta a rămas cu nimic. Dragi telespectatori, ce ați fi făcut în locul Oliviei? Vă rugăm să vă împărtășiți gândurile în comentarii. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un thumbs up și abonați-vă la canalul nostru. La revedere! Thank you.